Poliția și jandarmeria au fost solicitate în Zalău duminică în jurul orei 17 pentru a plana un scandal între două persoane în zona Astralis, în apropiere de cabinetul medical. Cei doi bărbați au fost conduși la poliție și au fost sancționați contravențional cu amendă în valoare de 400 de lei fiecare. Conform legii 61/1991, ne-a declarat Maria Cristea, purtător de cuvânt al poliției Sălaj. Să facă întregere în corespondența.